Minerii de la divizia minieră s-au însănătoșit anul trecut. Dacă în 2013 ortacii de la complexul energetic Hunedoara au avut peste 100.000 de zile de foi de boală, de-a lungul anului trecut numărul acestora a depășit cu puțin 95.000. Foile de boală la divizia minieră în decursul anului 2014, situația a avut încheiate pe 11 luni la momentul acesta, s-au înregistrat 95.760 de zile de foaie de boală. Pot să vă spun, comparativ cu anul 2013, tot pe o perioadă de 11 luni, când erau înregistrate 103.125 de zile de foaie de boală la divizia minieră. Deci se observă o scădere a numărului de foi de boală. Potrivit oficialilor cehi, scăderea numărului de zile de foi de boală se datorează și faptului că în ultimii 2 ani a fost întinerită forța de muncă din minerit. Am făcut niște angajări, personalul s-a întinerit cu angajările făcute la divizia minieră. După cum știți, odată cu vârsta, problemele medicale apar și ne afectează pe toți. Dacă noi o să reușim să angajăm persoane tinere, situația se poate îmbunătăți. Afecțiunile de care suferă ortacii sunt dintre cele mai diverse. Am avut și foi de boală din cauza accidentelor de muncă, avem și afecțiuni din cauza aparatului locomotor, având în vedere specificul activității noastre. Avem și afecțiuni pe parte de pulmonar. Sunt și afecțiuni medicale, oncologice, din ce în ce mai multe, din păcate. Cuantificat în ani, numărul zilelor de foi de boală este egal cu 261. Nu toți cei care au beneficiat de foi de boală au și probleme medicale reale. Sunt cazuri în care boala este una fictivă, iar în aceste cazuri au fost luate și unele măsuri. 83 de accidente de muncă la ceh în cadrul diviziei miniere. Numărul accidentelor de muncă minerit a scăzut anul trecut, însă rămâne tot ridicat. Lipsa echipamentelor și a utilajelor face ca viața angajaților să se afle mereu în pericol. În decursul anului 2014, la nivelul diviziei miniere, s-au înregistrat 83 de accidente de muncă. În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 83 de accidente de muncă pe divizia minieră și aici se observă o scădere față de anul precedent, cu toate că ne-am confruntat cu o serie de accidente, ele nu au fost destul de grave, nu am avut niciun accident mortal, ceea ce ne bucură foarte mult. Grija noastră se apleacă principal pe prevenirea accidentelor, cu toate că, având în vedere din nou specificul activității miniere, care este destul de complex, sunt și cazuri pe care nu le putem prevedea și se întâmplă destul de des să avem accidente de muncă. Partea noastră de SSM are o aplicare deosebită, cum am spus, pentru această activitate de prevenire a accidentelor de muncă. 83 de accidente nu este o cifră îmbucurătoare, dar comparativ cu ce a fost în trecut, se vede și aici o îmbunătățire, deși mică. Accidentele de muncă sunt mai frecvente în cadrul unităților miniere, unde gradul de mecanizare este scăzut. Important să lucrăm cu un anumit grad de mecanizare. Se observă o diferență în funcție de mecanizarea minelor. De exemplu, la mina Lonia, unde avem o mecanizare mai slabă, au fost înregistrate 27 de accidente anul trecut. Iar la o altă mină, unde este un anumit grad de mecanizare, sunt doar 22. Asta, comparația asta vă fac ținând cont de mecanizare, dar trebuie să ținem cont și de numărul de lucrători angajați, care diferă de la unitate la alta. Au fost și situații în care aceste accidente s-au produs din vina lucrătorilor. Se întâmplă să fie și vina oamenilor destul de des, să nu respecte anumite instrucțiuni de lucru și să ajungem la accidente de muncă. Dar în urma unui accident de muncă întotdeauna se face o cercetare în care se stabilesc măsurile pentru prevenirea unor evenimente similare. Anul trecut în Valea Jiului nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal în industria minieră.
Anul 2014 a adus și o premieră pentru Valea Jiului. Pentru prima dată la unitățile nu doar miniere care și-au sediul în zonă, nu a fost înregistrat niciun accident mortal de muncă, precum și niciun accident colectiv. În 2013, numărul accidentelor mortale a fost de 4, fiind înregistrat și un accident colectiv de muncă. Anul 2014 nu a fost înregistrat niciun accident mortal, niciun accident colectiv. Au mai fost ani în care nu au fost înregistrate accidente colective, dar într-adevăr accidente mortale, de când știu eu, în statistică, n-a existat niciun an în care să nu fie înregistrat niciun accident mortal, mă refer la firmele care au sediu în Valea Jiului, respectiv în zona Hațecului, zona arondată Serviciului Securitate Sănătate în Muncă. Petroșani, nu înseamnă că nu am cercetat și decese și accidente, dar firmele care sunt în zona noastră arondată, am cercetat două accidente, evenimente care s-au soldat cu deces, dar nu s-au încadrat ca și accidente de muncă, au avut cauze naturale. Am cercetat încă 4 accidente propriu-zise care s-au încadrat ca și accidente mortale, dar firmele erau din Caraș, respectiv Maramureș, pe exploatări forestiere din zona Baru Mare, Munții Redezat. Un accident, dacă se știe, cu asistentul acela universitar care era în Parcul Național Redezat și s-a înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași. Și accidentul care s-a produs la firma Upsom Industry, dar și firma respectivă și are sediu social în Gorj. Deci evenimente au fost, s-au cercetat, dar nicio firmă la care s-au produs evenimentele nu au sediu în zona arondată Serviciului Securitate Sănătate în Muncă. Pe de altă parte, dacă la finele anului 2013 numărul accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă a fost de 184, dintre care 154 în minerit, anul trecut numărul acestora s-a redus la 143, dintre care 123 în industria minieră. Numărul șomerilor din Valea Jiului la începutul noului an este mai mic decât cel din urmă cu un an. Totuși, în prezent, în Valea Jiului, numărul persoanelor înregistrate oficial ca aflate în căutarea unui loc de muncă este de 3.694. Dintre acestea, 1.461 locuiesc în Petroșani și 747 în Petrila. La început de an avem o rată a șomajului destul de bună. Avem înregistrați 3.694 de șomeri la începutul anului 2015. Ca și cifră este bună, dar nu este numărul real de șomeri. Numărul de persoane fără loc de muncă este mult mai mare, dar îi avem în evidență doar pe cei care pot și doresc să beneficieze de indemnizație de șomaj sau de un curs de calificare. Pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, în această lună, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara intenționează să demareze o serie de cursuri de calificare. În momentul de față, pregătim doar cursurile de calificare pe care le putem organiza pe un proiect din fonduri europene. Dorim să începem curs de calificare pentru în meseria de montator tâmplărie PVC și aluminiu și eventual încă un curs să vedem lucrător în comerț sau competențe antreprenoriale în funcție de cum reușim să formăm grupa. La cursurile de calificare se vor putea înscrie gratuit doar cei înregistrați ca șomeri la agenția din Petroșani. În ceea ce privește bursele locurilor de muncă din 2015, programul acestora urmează a fi stabilit în perioada următoare. 620 de locuințe, doar 20% cu taxa la zi. Administrația locală de la Petroșani deține în proprietate câteva sute de locuințe. Toate acestea sunt ocupate, însă nu pentru toate sunt achitate și dările. Edilii locali încearcă să recupereze datoriile și au acționat în judecată chiriașii. Municipiul Petroșani are un fond locativ de 620 de locuințe. Din păcate, pentru 80% dintre acestea ne aflăm în instanță pentru recuperarea chiriei neplătite și în funcție de ce soluție dă instanța se fac demersurile în continuare.
Din experiență știm că până acum instanța a dat recuperarea datoriei și nu evacuarea celor care locuiesc în aceste locuințe. Valoarea chiriilor este una modică ce nu depășește suma de 150 de lei. Nici în aceste condiții chiriașii nu reușesc să fie la zi cu plata datoriilor. Chiriile sunt modice, să spun așa, undeva în jur de 50 de lei pe lună, fiind considerate locuințe sociale, însă și această sumă este o problemă în ce privește achitarea ei pentru foarte multe familii. La Petroșani, peste 400 de persoane au depus cereri la primărie pentru a beneficia de o locuință din fondul locativ. Situația este cu atât mai dramatică cu cât pe lista de priorități sunt depuse cereri încă din anul 2001, iar pentru aceste persoane nu există soluții în momentul de față. În ultimele zile, unele deosebit de geroase, inspectorii de muncă au efectuat mai multe controle la firmele ale căror angajați își derulează activitatea în exterior. Deoarece nu au fost constatate abateri majore și nici temperaturile exterioare nu au înregistrat valorile prevăzute în legile aflate în vigoare în acest sens, controlele nu au fost urmate și de aplicarea unor amenzi. Inspectorii de muncă s-au oprit la... în cazul în care au găsit lucrători în aer liber pentru a verifica dacă angajatorul respectă cerințele stabilite, inclusiv în ordonanța 99. Nu au fost sesizate abateri grave care să conducă la sancționarea contravențională a acestor angajatori. În cazul în care ar fi fost constatate abateri prevăzute în ordonanța de urgență a Guvernului, referitoare la munca pe temperaturi extreme, sancțiunile contravenționale maxime ar urma să fie cuprinse între 1500 și 2500 de lei.